Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt discuții intense despre propunerea ca România să ofere Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot. Țara noastră are acum 4 astfel de sisteme, dintre care unul singur este operațional, celelalte fiind pe cale să fie operaționalizate. În urmă cu un an, ministrul apărării declara așa, și citez, cele 4 sisteme constituie prima etapă a realizării unei capabilități de apărare aeriană cu baza la sol de ultimă generație, cu posibilități testate în luptă de apărare împotriva rachetelor balistice tactice și a rachetelor de croazieră. România urmează să mai cumpere încă 3 baterii Patriot și câteva sute de rachete pentru ele, iar valoarea totală a contractului pentru aceste 7 unități este de aproape 4 miliarde de dolari. La telefon este generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața într-o zi de 9 mai. Da. Da, vom discuta și acest subiect, însă e o zi în care noi rezerviștii vom fi în stradă, pentru că sunt problemele nerezolvate în ceea ce privesc o grămadă de probleme. Nu este un moment prea plăcut pentru noi, nu avem altă soluție, dar să revenim la subiectul discuției. Dacă noastră. Tot ați deschis subiectul, puteți să spuneți pe scurt, vă rog, care sunt aceste probleme? O primă doleanță este că în condițiile în care s-a realizat, și este un lucru foarte bun, creșterea soldelor de grad ale militarilor în activitate, nu s-a realizat și o actualizare a soldelor de grad pentru cei în rezervă, ca atare s-a ajuns la o discrepanță evidentă, pentru că solda de grad la ora actuală a unui subofițer din Armata României este mai mare decât solda de grad a unui colonel sau unui general în rezervă sau în retragere. Aveți astăzi este o problemă care poate fi rezolvată printr-un amendament, fie prin revenirea la un articol din legea statutului cadrelor militare, fie printr-o amendare a legii pensiilor militare. Aveți astăzi vreo întâlnire cu oficiali ai guvernului pe acest subiect? Astăzi noi suntem în stradă începând cu ora 13, este meetingul organizat și aprobat de către primărie în apropiere de Ministerul Apărării, apoi vom merge în zona Izvor, în apropiere de Camera Deputaților, și să sperăm că astăzi ni se va aproba o discuție prin reprezentanții asociațiilor care participă la meeting cu ministrul apărării. Noi solicităm ca această discuție să o purtăm în mod expres cu ministrul apărării, ceea ce înseamnă și o discuție cu un reprezentant al guvernului, sperând ca și la Camera Deputaților să fim primiți de către Comisia de Apărare din Camera Deputaților. Vă mulțumesc pentru aceste informații, domnule general, o să urmărim subiectul. Acum, dacă îmi permiteți, aș vrea să revin la subiectul pentru care v-am sunat, la chestiunea pentru care v-am rugat să interveniți. Deci, la Washington, comentând posibilitatea livrării unuia dintre sistemele noastre Patriot Ucrainei, președintele Iohannis a declarat așa: am spus că suntem dispuși să livrăm. Vom discuta în CSAT, să vedem ce putem să oferim și ce putem primi în schimb. Pentru că, a spus domnul președinte, este inacceptabil ca România să rămână fără apărare antiaeriană. Am încheiat citatul. Dumneavoastră, domnule general, ce ați recomandat? De ce tip de armament modern ar avea acum nevoie urgentă România ca să crească nivelul de descurajare împotriva unei eventuale agresiuni care ar veni dinspre Rusia, evident? Dacă luăm în calcul situațiile legate de incidentele de la granița cu Ucraina, și e vorba de nu neapărat căderi de resturi de dronă, dar prezența unor drone în derivă care reprezintă un anumit grad de pericol, cred că nevoia cea mai mare este de sisteme moderne antidronă. Statele Unite au dislocat în poligonul Capul Media un asemenea sistem. Nu știm pe ce perioadă și putem să mergem pe o similitudine, nu? În definitiv, dacă decizia politică va fi să donăm Ucrainei un sistem Patriot, și sigur nu sistemul care este deja operaționalizat, am luat în discuție celelalte 3 sisteme care sunt în curs de operaționalizare, atunci sigur că și Statele Unite ar putea să ajute forțele aeriene un asemenea sistem.
Da. Pe de altă parte, pot să fie măsuri de dislocare pe o perioadă mai lungă de timp, până cel de-al patrulea sistem reintră în procesul de livrare și operaționalizare, cel de-al patrulea sistem Patriot, cu dislocarea de sisteme similare, fie Patriot, fie sistemul de rachete antiaeriene și antibalistice cu bătaie foarte lungă, cel THD, sistem care a mai fost dislocat în România, dar pe o perioadă scurtă de timp, cât s-au efectuat lucrări de mentenanță la Deveselu. Da, domnule general, nu este cumva... Stați o secundă. Nu e totuși puțin cam... Adică e ca și cum mai trage cu tunul după muște să folosește rachete Patriot împotriva unor drone care costă câteva sute, poate mii de dolari? Eu n-am vorbit de folosirea sistemelor Patriot împotriva dronelor. Nu se recomandă folosirea lor nici în Ucraina. Eu am vorbit că România are nevoie de sisteme de apărare antidronă, existând acest pericol al dronelor în derivă. Ca atare, noi trebuie să plecăm de la înzestrarea forțelor aeriene cu capabilități să răspundă, în primul rând, celui mai apropiat pericol. Nu avem un pericol evident, un pericol eminent, de operație aeriană a Federației Ruse împotriva României, împotriva NATO. Și atunci trebuie să gândim lucrurile într-o logică a nevoilor. Nevoile de prim ordin sunt de capabilități antidronă. Sigur că nu este firesc să folosești nu rachetele Patriot împotriva dronelor. Ele pot fi folosite și ucrainienii au nevoie de ele. Sunt eficiente împotriva rachetelor balistice și sunt eficiente chiar împotriva rachetelor hipersonice. Datele ne spun că ucrainienii au reușit să doboare rachete hipersonice rusești Kinjal folosind sistemul Patriot. Da. În privința industriei românești de apărare, e din ce în ce mai evident că e nevoie de modernizare aici, de dezvoltarea rapidă a industriei de apărare. În ce credeți că ar trebui investit? Noi, neavând tehnologia avansată pe care o au alte state în privința asta, se poate investi și putem fi ajutați de către Statele Unite cu tehnologie privitor la mentenanța și, de ce nu, la producția de rachete. România a avut o tradiție, sigur, capabilitățile nu mai sunt de actualitate, însă noi am produs și sisteme de apărare antiaeriană și rachete antiaeriene. Și sigur că putem să reluăm o asemenea activitate, adică ideea este o producție în România, pentru că sunt discuții, dar nu a avansat prea mult, pentru sistemul de rachetă Skyceptor, pe care ar urma să-l producă și polonezii, ceea ce ar însemna foarte mult pentru noi. România încă nu a rezolvat toate problemele pentru apărare antiaeriană la toate nivelurile. Este foarte bine că se continuă programul Patriot. Vom vedea cum, dacă decizia politică va fi să livrăm un sistem către Ucraina, cum se rezolvă problema înlocuirii acestuia, pentru că, în definitiv, contractul trebuie respectat, sunt sumele de bani care au fost plătite și care urmează să fie plătite, însă pentru cele patru sisteme banii au fost plătiți, deci trebuie găsită o soluție destul de rapidă de înlocuirea sistemului care eventual va fi livrat Ucrainei, iar măsurile respective trebuie să fie și legate de o suplimentare a prezenței americane din punct de vedere a apărării antiaeriene și, spuneam mai devreme, facilități pe care Statele Unite le pot acorda ca sisteme antidronă să intre în dotarea forțelor aeriene, nu numai să fie prezente pe teritoriul României pe o anumită perioadă de timp. Mulțumesc foarte mult! A fost în direct în deșteptarea generalul în rezervă, Virgil Bălăceanu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.